Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altor țări, secții de poliție pe care guvernul autoritarist de la Beijing le-a folosit și poate le mai și folosește pentru a supraveghea și a ține sub control și a hărțui emigrația chineză din țările respective, dar și pentru a repatria în condiții, să zicem așa eufemistic, neclare, disidenții sau opozanții regimului. E documentat cel puțin un astfel de caz. Deocamdată se pare că ar fi vorba de cel puțin 80, poate chiar 100 de astfel de operațiuni pe teritoriul altor state. În unele țări sunt documentate mai multe astfel de secții de poliție, deci după câte vedeți, aparent există un guvern mondial. Așa cum au tot susținut conspiraționiștii care exista un guvern mondial, doar că e în altă parte decât susțineau ei că ar fi. Guvernul mondial e la Beijing și face secții de poliție pe toată planeta. În Europa ar fi vorba de Italia, Austria, Ungaria, Cehia, Spania, Marea Britanie, Portugalia, Franța și multe alte țări. Printre care, ce să vezi, și România. Deci nu e rândul lumii la ceva. La Dobroiești. Da. În marginea capitalei, unde mai e și bine cunoscutul complex comercial Dragonul Roșu. Cred că e secție locală, poliție locală la Dragon. Poliție locală. La telefon este Sorin Ionisă de la Expert Forum. Bună dimineața! Bună dimineața! Sorin, voi monitorizați de ceva vreme influența și infiltrarea regimului de la Beijing în diverse țări și veți prezenta curând China Index, un scor al influenței Chinei în 82 de țări, inclusiv în România. Ce anume evaluați când faceți monitorizarea asta? În cazul României, de pildă, ce luați în calcul? La ce vă uitați? În proiectul ăsta trebuie să spun că suntem parteneri cu o fundație din Taiwan. De fapt, ei sunt inițiatorii, pentru că n-am putut să facem singuri chestia asta. Noi am acoperit 5 țări, între care și România, bineînțeles, dar și Italia, că te-ai referit la ea, și Ucraina. Și sunt acum la Berlin, o să avem mâine conferința de presă aici. E foarte interesant și e foarte relevant să monitorizăm China. Cum spunea cineva, noi avem acum, vedem, adică suntem foarte nervoși și pe relația cu Rusia, care e ca un tsunami, dar China e ca încălzirea globală, adică e implacabilă și creează și tsunamiuri la rândul ei. Ce evaluăm? S-au evaluat foarte... Se face, de fapt, un scor al influenței Chinei în fiecare țară, care e compus din 99 de indicatori, s-a evaluat cu operatori locali. În fine, va fi destul de interesant când se lansează, deci urmăriți conferința de presă de mâine și rezultatele, dar episodul de acum, de la Dobroiești, pare așa din cascadorii râsului, dar nu este. Arată cum lucrează China, cum infiltrează, cum își găsește potențatori de influență, care pot fi și instituții, după cum se vede. La Dobrești au semnat un acord cu primăria, nu? E tipul lor, modalitatea lor tipică de a lucra. Iată, nici nu e nevoie să creeze secție conspirativă cu polițiști chinezi, cum au făcut, de exemplu, în China sau în Spania sau în alte părți, că aici i-au arondat direct pe polițiști locali români și nu e de râs, pentru că, da, poliția locală ce fac ăștia? Păzesc una alta, dar ei sunt cei care fac supravegherea și, de fapt, asta interesează pe chinezi. Să încadreze, să monitorizeze și să amenințe și să șantajeze, chiar dacă nu-i deportează pe cei care mârâie în diaspora chinezească și care sunt concentrate acolo, Dragonul Roșu, dar sunt o grămadă de proiecte imobiliare, dacă ați văzut, care s-au dezvoltat în jurul acelei zone, în jurul Dragonului Roșu, unde stau cetățeni chinezi care sunt clasă mijlocie, care au diverse proveniențe din China, care au diverse tipuri de relație cu ambasada, unii destul de rece, mulți sunt creștini veniți aici refugiați ca să-și practice credința, deci lucrurile sunt foarte serioase și dacă veți vedea acel mic video, primarul voluntare chiar cerea niște echipament mai performant depus pe străzi, deci camere mai bune de la chinezi. E foarte recunoaștere facială. Sorinițe, acum, ei nu prea au bani de așa ceva. Da, acum cineva ar putea spune că și în mai multe țări ale Uniunii Europene, în mod special în Italia, în Spania, au fost delegați, cel puțin pentru anumite perioade, polițiști români, pe lângă secții de poliție din Spania sau din Italia, ca să ajute la comunicarea cu comunitățile românești de acolo.
Nu e, e sunt două comparabil? Mari diferențe. Sunt două mari diferențe. Una că vorbim de state de drept aici, adică și Italia, statul gazdă, și România, care trimite acolo un polițist, că totul se face la vedere, și că eu n-am auzit că statul român, prin polițiști ăștia, cum să spun, face arestări ilegale sau șantajează oamenii de acasă cu ce filmează acolo, în, între diaspora. Na, nu știm să există vreun asemenea caz, când cazurile sunt frecvente în China. De fapt, ce fac ei este mai curând că amenință pe cei de aici sau iau legătura cu cei de aici și amenință familiile rămase acasă în China dacă ăștia mârâie cumva contra regimului. Deci lucrurile astea nu se întâmplă în Europa, unde e vorba de cu totul altceva, de mai curând o facilitare comunicare și facilitare lingvistică cu, cu poliția locală de acolo. Bun, scandalul ăsta cu... e vorba... Scandalul ăsta cu secțiile de poliție ilegale care funcționează atâtea țări a izbucnit de ceva vreme deja, cred că se face o lună de când tot circulă știri. N-am văzut, acum, iată, avem și cazul de la Dobrești, avem și vreo 5-6, dacă nu chiar mai multe, servicii secrete în țara asta, n-am văzut vreo poziție oficială în România, vreo anchetă, există așa ceva? E destul de îngrijorător. Eu nu știu dacă ei știau, realizează ce se întâmplă, pentru că dincolo de marile acorduri cu China, ce se vorbea pe vremea lui Ponta, cu Belgian Roads, cu Cernavodă, investiții, ba, din care nu s-a ales nimic până la urmă, pe subradar, la nivel să spunem, de acorduri puțin, municipale... Să spunem, că nu s-a, stai puțin, Sorin, să spunem că nu s-a ales nimic din cauza condițiilor pe care le vor chinezii ca să investească și care sunt inacceptabile. Din diverse condiții... O parte din proiecte erau inacceptabile pe reguli europene, deci pentru că ei de fapt vreau ajutor de stat pe sumasă și tot felul de clauze inacceptabile și nu s-au putut face nici în Bulgaria, nici în alte țări europene tipul ăla de proiecte. Iar altele, cum să spun, erau pur și simplu proiecte aiuristice din start sau proiecte făcute cu bani chinezi pe care de fapt nu, care nu existau, pentru că ei au promis mult mai mult și promit mult mai mult decât se poate face. E, e ceva foarte cețos cu Belt and Road. Da. Nu asta vreau să spun, ci că pe sub, sub aceste proiecte mari mult mai puțin atenție s-a dat acordul de înfrățire pe care le-au făcut județe, municipalități din România, universități din România. Există diverse grupuri de prietenie, deci afaceri mici și mijlocii într-un mediu foarte ciudat, populat cu foști, cu expirați, cu securiști, cum e și Dragonul Roșu, cum sunt multe parcuri, nu știu, solare, eoliene, care ba să făceau, ba și-au dat faliment la ei acasă și investitorul a fost arestat. Ori a închetat de DNA în România, șeful camerei de prietenie română-chineze. Deci o zonă sulfuroasă. Foarte sulfuroasă și te întreb până la urmă ăștia de la Dobroiești, de fapt, ce avem aici? Avem un caz cu fraieri care pur și simplu nu-și dădeau seama ce fac. De ce trebuie să semneze un primar? Sau de ce ai nevoie de un memorandum? Poliția română nu oricum își face treaba și protejează o zonă, indiferent cine e acolo, cetățean român, cetățean străin. Adică ce trebuie să promită în plus? E prostie sau intenție aici? Da, bun, am înțeles. Ori sunt niște rețele secrete de influență sau tot fel de expirați care își caută un loc pe tabla de șah a politicii românești, de fapt. Mulțumesc. Asta e marea întrebare la care trebuie să ne răspundă serviciile. E prostie? Sau sunt oameni apropiați de decizia publică care gravitează în spațiul ăsta de influență al unui stat dictatorial? Mulțumesc foarte mult, Sorin Ioniță, expert forum. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.